Conform astronomiei, planetele de dimensiunea lui Neptun nu s-ar putea forma și susține orice fel de atmosferă în timp ce își orbitează steaua principală prea aproape. În fine, uite ce am spus pentru că nu am înțeles deloc nimic din ce am zis nici eu. Dar anul trecut, astronomii au găsit exact acest tip de planetă. Și nu este singura planetă care ne sfidează toate cunoștințele. Oamenii de știință vor trebui să-și reconstruiască imaginea despre univers? Ok, hai să aflăm. Exoplanetele sunt cel mai tare subiect din astronomie acum și cu fiecare nouă descoperire devenim tot mai încrezători în viziunea noastră asupra universului în care trăim. Dar unele dintre aceste descoperiri pur și simplu uimește mintea. Planeta despre care vorbesc se numește NGTS-4b. Planeta respectivă a fost găsită prin studiul de tranzit de generație următoare sau NGTS, localizat în deșertul Atacama din Chile. Această bază de căutare a exoplanetelor robotizate are ca scop găsirea planetelor superpământuri și subneptuniene. Utilizează o metodă care măsoară întunecarea unei stele care se întâmplă atunci când o planetă traversează linia dintre o stea și un punct de observație. Durata și amploarea întunecării ajută la identificarea dimensiunii, densității și cât de aproape este o exoplanetă de steaua sa. NGTS-4b este cel puțin deocamdată singura planetă de dimensiuni sub Neptun cunoscută care își orbitează steaua într-un așa numitul deșert neptunian. Și se numește deșert pentru un motiv. Radiațiile care provin de la stea în deșertul neptunian sunt destul de vicioase. În mod normal, ar evapora orice fel de atmosferă de pe orice planetă aflată în apropiere și le-ar lăsa ca niște roci mici, arzătoare și fierbinți. Oamenii de știință nu pot decât să ghicească de ce nu s-a întâmplat acest lucru cu NGTS-4b. Această planetă mai are o atmosferă și are aproximativ 80% din dimensiunea lui Neptun. Orbitează steaua cu o viteză uluitoare, un cer complet în 1,3 zile. O sugestie este că planeta nu a fost întotdeauna atât de aproape de stea și doar a migrat recent acolo, drept urmare atmosfera se evaporează acum. O altă explicație posibilă pentru existența planetei NGTS-4b este aceea că atmosfera sa a fost mult mai mare în trecut și am găsit-o exact la timp să urmărim runda finală. Asta înseamnă că putem observa procesul și să vedem cu ochii noștri cum se întâmplă asta. Și aceasta nu este prima descoperire surprinzătoare a observatorului NGTS. Pe 31 octombrie 2017, planeta NGTS-1b a fost descoperită. Această planetă este un gigant de gaze fierbinți, aproape exact aceeași dimensiune cu vecinul nostru Jupiter. Dar lucrul ciudat al acestei planete este că orbitează doar o stea pitică roșie, doar de jumătatea dimensiunii Soarelui nostru. Acest lucru nu a fost văzut până acum și, în teorie, astfel de planete uriașe nu ar trebui să orbiteze stele atât de mici. Probabil că nu va fi o explicație sensibilă pentru această planetă până când nu vom găsi alte planete similare, dar deocamdată nimeni nu știe cum este posibil. O planetă de dimensiunea Neptunului, atât de aproape de steaua ei și de planetele uriașe care orbitează stelele mici, sunt destul de ciudate. Dar ce zici de planeta care ar trebui să fie înghițită de steaua sa până acum, dar rămâne ferm în orbită? Așa este, așa ceva s-a găsit în imensul nostru univers. Planeta despre care vorbim este Kepler-78b. Mai târziu vom avea un test despre acest nume. Este doar un pic mai mare decât Pământul. Este la fel de dens ca și Pământul și are o compoziție similară, dar este chiar mai aproape de steaua gazdă decât NGTS-4b. Un an pe această planetă durează doar 8,5 ore. Cam atât ia planetei să facă un cer complet în jurul stelei sale. Cea mai apropiată planetă de Soarele nostru, Mercur, se află la aproximativ 58 de milioane de kilometri. Kepler-78b își orbitează steaua la o distanță mai mică de 1,5 ori diametrul stelei în sine. Aceasta este la mai puțin de 1,6 miliarde de kilometri de suprafața stelei. Și din câte știm, este absolut imposibil. Kepler-78b se apropie constant și mai aproape de steaua pe care o orbitează și într-o zi va fi înghițită de ea, dar deocamdată planeta stă ferm în orbita sa. Și aceasta nu este chiar cea mai nedumerită parte. Cum în numele Universului a reușit această planetă să fie chiar acolo și cum s-a ajuns la formarea ei? Din câte știm, nu există nicio modalitate de formare a unei planete precum Kepler-78b atât de aproape de o stea și nu ar avea cum să migreze atât de aproape fără a se prăbuși în stea. Mai mult decât atât, dacă vă imaginați cum au fost lucrurile când s-a format planeta, apare că steaua ei era și mai mare la acea vreme. Și asta înseamnă că Kepler-78b s-a format chiar în locul unde a fost luată steaua. Asta pur și simplu nu are sens pentru astronomi. Tot ce pot face este să adune mai multe informații despre această planetă și speră să găsească și altele similare pentru a afla mai multe despre formarea planetei în viitor. Acum să ne întoarcem la planetele încinse și periculoase, cu riscul de a fi devorate de propriile lor stele, spre undeva cu adevărat întunecat, către o planetă care este atât de departe de steaua sa, încât nici nu ar trebui să existe. Planeta despre care vorbesc este, pregătește pentru că va fi interesant, HD106906b. Pentru simplitate, o să o numim doar Jimmy. Această planetă este singurul însoțitor cunoscut care orbitează nu o singură stea, ci două stele în același timp. Planeta Jimmy este de 11 ori mai masivă decât Jupiter și orbitează steaua binară la o distanță inimaginabilă. Se află la 111 miliarde de kilometri distanță de centrul sistemului solar. Ceea ce este chiar mai ciudat este faptul că acest sistem solar este încă într-adevăr tânăr, la doar 14 milioane de ani vechime. Doar pentru un punct de referință, sistemul nostru solar are 4,5 miliarde de ani. Cum este posibil ca o planetă atât de mare să se formeze atât de departe de steaua mamă, este de neînțeles.
Încă o dată, cea mai posibilă explicație este că s-a format lângă stea, dar mai târziu a fost împinsă mai departe. Cu toate acestea, există încă o posibilitate interesantă. Această planetă nu ar putea fi o stea eșuată. Aceasta înseamnă că unele colecții de gaze care se prăbușesc în alți nori similari ar putea reacționa și forma un sistem binar de stele. Dar dacă un astfel de nor de gaz nu a reușit să devină o stea și cumva a devenit o planetă de gaz gigantic, este posibil, deși este doar o teorie. Însă astronomii au mai găsit o planetă destul de interesantă și probabil ați mai auzit despre ea. K2-18b. Exoplaneta a fost observată pentru prima oară în anul 2015 de telescopul spațial Kepler al Agenției Spațiale Americane NASA. Însă analiza recentă a datelor a relevat în detalii noi ce nu au mai fost observate până acum prezent pe un superpământ. K2-18b este clasificată drept superpământ deoarece este mai mare decât planeta noastră, de 2 ori mai mare și de 8 ori mai grea. Dispozitivele obișnuite din prezent pot determina doar factorii de bază, precum distanța, masa și temperatura. Însă uneltele sofisticate create la University College of London au reușit să traducă informațiile primite de la telescopul spațial Hubble pentru a înțelege semnătura moleculară a vaporilor de apă. K2-18b este prea departe pentru a fi văzută de astronomi, însă aceștia pot observa modul în care lumina emisă de stea este filtrată prin atmosfera planetei în timp ce orbitează în jurul propriului soare, numit K2-18. Planeta este mai apropiată de steaua pe care o orbitează în comparație cu distanța între Pământ și Soare, ceea ce înseamnă că are nevoie de doar 33 de zile pentru o rotație completă. Și, în sfârșit, marea surpriză, planetele imposibile pot fi mult mai aproape de noi decât ne-am putea imagina. Ce ziceți de propriul nostru sistem solar? Știți zvonurile care înconjoară Pluto, nu? Odată a fost o planetă, acum nu mai este, dar ce se întâmplă de fapt aici? A uitat Pluto să-și renoiască licența de planetă sau ceva de genul? În fine, hai să lăsăm glumele deoparte. Există o predicție că ar exista un fel de nouă planetă în sistemul nostru solar, cu mult mai înainte de descoperirea lui Pluto, în 1930. Dar aproximativ o jumătate de secol mai târziu, când tehnologia noastră făcea un alt salt imens, am putut vedea că Pluto este doar unul dintre cele aproximativ 70.000 de obiecte dintr-o regiune de spațiu. Există o colecție mare de asteroizi de gheață și praf numită centura Kuiper. Aici au fost descoperite alte obiecte, unele la fel de mari ca și Pluto, și după cum știm, nu pot exista mai multe planete plasate pe aceeași orbită. Se spune că un obiect descoperit în 2005 numit Eris este chiar mai mare decât Pluto, însă Eris nu poate fi numită o planetă. În fine, cel puțin Pluto a obținut toată faima înainte ca Eris să apară. Ar fi un caz închis pentru noua planetă, dar această poveste pare a fi mult mai complicată. Dovada găsită în 2016 de astronomii Gong Ji Li și Fred Adams sugerează faptul că există, de fapt, o planetă X în ciuda sistemului nostru solar, numai că este mult mai îndepărtat decât Pluto și chiar de centura Kuiper. Nu știm cu siguranță exact cât de departe este, dar distanța estimată a orbitei sale variază de la 64 de miliarde de kilometri la 225 de miliarde de kilometri față de Soare. Aceasta este de 400 până la 1500 de ori mai îndepărtat decât Pământul de Soare. Problema este, contrar tuturor probelor, această planetă îndepărtată nu ar trebui să fie acolo. Chestia este că nu știm nicio modalitate posibilă prin care planeta este posibil să se formeze la o distanță atât de mare de steaua gazdă. Cea mai probabilă explicație pentru distanța celei de-a noua planete este că a fost odată un gigant de gaz precum Jupiter, dar nu a putut concura cu forțele gravitaționale ale celorlalte planete și a împins-o mai departe în sistemul solar. În timp ce acest lucru este posibil, o altă teorie sugerează că planeta nouă a fost deja formată la acea distanță, dar apoi a fost mulsă de pe orbita sa de o altă stea care trecea relativ aproape de Soare. Se pare că lucrurile similare s-au întâmplat destul de des atunci când sistemul solar începea să se formeze. Totuși, simularea arată că acele explicații nu sunt ideale. Șansele ca scenariile produse să prindă viață sunt estimate de la 2 la 10%. În termeni simpli, toate sunt destul de puțin probabili. Mă gândesc că doar timpul și multe cercetări vor scoate adevărul la suprafață. Tu ce crezi? Ce le lipsește astronomilor în cercetările lor de a explica originea planetelor imposibile? Cine știe, poate ideea ta este cheia către o înțelegere mai bună a Universului. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi. Și dacă vrei să ne urmărești în continuare, apasă pe videoclipul din stânga. Eu sunt Ciprian și te-am lăsat. Salut!